Uneori întâlnim lucruri atât de neplăcute încât visăm să uităm de ele cât mai repede. Dacă te consideri un perfecționist sau adori nebunia, fii gata. La scurt timp vei vedea câteva lucruri de la care la sigur se va face pielea de găină. Așa că așezați-vă cât mai comod, pregătiți-vă un ceai cu lămâie, stoarceți butonașul de like și să începem! Arta manicurei a ieșit de sub control. Oamenii inventează desene ciudate pentru unghiile sale, doar că acest design unic oricum se diferențiază. Cineva chiar a lipit orez. Pentru manicură e too much, chiar și pentru lista noastră de lucruri ciudate. Probabil cineva a întrebat, ai de gând să le mănânci? Există design oribil și mai există design care a fost creat pentru a tortura oamenii. Această baie e anume pentru asta, e făcută în stil retro, însă totul e înrăutățit de unghiurile înclinate. Din cauza lor pare că te amețește capul sau ai consumat produse alcoolice. Dacă această poză nu a trezit perfecționismul supărat din tine, atunci privește imaginea dată. O ușă din Londra a înnebunit utilizatorii netului. Pentru ce să instaleze așa ușă? Cel mai rău e că poștașul trebuie să depună efort dublu ca să se aplece și să arunce scrisoarea. Această bandă de alergat arată destul de obișnuit. Doar priviți numerele și veți afla de unde a apărut sentimentul de disconfort. Spectatorii vigilenți vor observa că cifra e întoarsă. Nimeni nu vrea să fie o oaie care merge după turmă, însă oamenii care creează astfel de opere sunt nebuni și trebuie să se oprească. Ne-au durut dinții când am privit poza. Imaginați-vă cât timp a rugumat guma de mestecat. Sandwichul e o mâncare universală pe care o pot găti mulți, însă există multe dezbateri cu privință la tăierea și umplutura sa. Această variantă la sigur nu e acceptată. Unde arahide și gem, o combinație destul de bună, dar de la imaginea umpluturii pe verso și nu în interior, se face pielea de găină. Acest sandwich inversat e un nimic ca toată pe lângă acest coșmar invers. Noi credem că varianta precum pâinea e pusă în mijlocul salamului va deveni o variantă populară. Privește ce tip fericit și de ce oamenii nu pot să mănânce chestii obișnuite. Hipsterii și influencerii adoră avocado, e ideal pentru hashtag brunch, dar de la o astfel de idee trece pofta de mâncare. Un avocado ras e ideea unei artiste care transformă obiectele simple în lucruri mai puțin plăcute pentru noi, doar că de la ele e greu să-ți iai privirea. Milioane de turiști sunt fascinați de atracțiile turistice. Ei își doresc poze faine, dar imaginează-ți cum ar fi să urci pe turnul Eiffel și să descoperi asta. Un turist lipsit de noroc a întârziat doar cu câteva minute și a descoperit că umbra turnului Eiffel nu mai e poziționată egal. Mai are șansa să doarmă în stradă și să încerce mâine. Și copiii și maturii visează la un topogan acvatic instalat în curtea casei, doar că nu suntem convinși că aceasta e o variantă bună. Privește topoganul, dacă sar pe el, atunci vei ajunge în apă destul de rapid. Asta înseamnă că vei primi o traumă. În zilele noastre mănânci orice, dar s-ar putea și fără asemenea gustări. E o modalitate bună să impresionezi pe cei care lucrează în hotel, însă merită oare? E dezgustător. Privește această imagine, ce nu-i bine aici? Această poză, care îți desface creierul în două, a provocat o adevărată isterie pe Twitter în iulie 2019. Însă mulți nu puteau înțelege de ce anume această imagine a provocat disconfort. Nici tu nu înțelegi! În meniul unui restaurant britanic alături de fast food-ul delicios au adăugat și o imagine cu mazăre. Doar că e lipită invers. Cineva a decis să o facă în Photoshop, în loc să facă poza reală a unei porții sau poate această persoană e din Stranger Things. Dacă nu ți este îndeajuns mazărea întoarsă, aruncă o privire asupra acestui tablou și spune ce obiect vezi în el. De la început pare că e imposibil, însă după e greu să identifici ce fel de obiecte de o formă ciudată sunt acestea. Această poză ciudată a apărut în aprilie 2019. Se consideră că e o demonstrație a ceea ce simt oamenii cu accident cerebral vascular. Dar mai este o astfel de versiune care e originalul. Tu ce vezi aici? Scrie-ne în comentarii!
Imaginează-ți că ai venit pentru prima dată în ospeție și descoperi o astfel de scară. Majoritatea oamenilor ar fugi, însă s-ar găsi și oameni care ar experimenta și ar face o plimbare. În orice caz, arată înspăimântător. Nu, nu e Photoshop și nici bucăți mari de carne. E mobilier de exterior făcut din marmură, mai precis cuarț roz, care a fost lustruit și vândut. Colecționarii chinezi adoră aceste pietre și unele exemplare de astfel de marmură sunt vândute cu mii de dolari. Probabil acest altar din carne e extrem de valoros. Unele lucruri sunt atât de oribile încât nu poți să-ți iai privirea de la ele. Limba acestei femei e unul din ele. Aceste crăpături mari pot părea rezultatul unui accident, dar de fapt e o boală genetică care se întâlnește rar. Nu e dureros, doar limba trebuie curățată mai intensiv. Oricum e destul de neplăcut. Imaginează-ți cum tai un ou și acolo nu este gălbenuș. Japoneza care a dat peste un astfel de ou în decembrie 2016 a rămas șocată. De fapt, asta se întâmplă deseori cu ouăle, însă ele de obicei sunt respinse și nu se vând. Oul fără gălbenuș se obține atunci când o cantitate mică de țesuturile de reproducere ajung în oviductul găinii, provocând crearea oului. În engleză se numește un ou puc. Cineva iubește șlapii, cineva nu, dar la sigur vei fi de acord cu mine că acești șlapi nu arată prea bine. Nu e cea mai bună idee să porți o pereche de încălțăminte de fier pe plajă. Calci cu piciorul în nisip și rămâi cu el acolo. În viața de zi cu zi, mereu se găsește loc de artă. Însă dacă intenționezi să faci ceva de genul, mai gândește-te un pic. Da, desigur, trebuie talent ca să transformi firele de păr în desen, dar ochii care privesc spre noi nu creează sentimente plăcute. Cui poate să-i placă o scară atât de neobișnuită? Într-adevăr arată fain, însă pentru majoritatea oamenilor va fi un coșmar. În primul rând, astfel de scări sunt un adevărat chin pentru ochii sensibili. Doar imaginați-vă cum e să cobori pe ele sau și mai rău să urci pe ele în stare de ebrietate. Sunt oameni care au grijă de siguranță, sunt persoane care iubesc săriște și este un astfel de personaj. Doar această imagine trezește atâtea emoții negative. Cum e oare să mergi pe drum cu un pahar de cola gata să cadă? Cu toții am făcut o asemenea greșeală. Am băut fresh de portocale după ce ne-am spălat pe dinți. Însă această combinație e floare la ureche pe lângă biscuitul înmuiat în suc. Doar un nebun va renunța la un biscuit delicios. Dacă nu vezi în asta o problemă, poate ar trebui să te pui pe gânduri. Dacă te consideri perfecționist, atunci orice detaliu mic te poate irita. Un proprietar al casei a fost indignat de o astfel de poziționare a scării. Acum la sigur nu va putea trece liniștit pe lângă ea. Poate e timpul să-și caute o altă casă. Dacă ești perfecționist, ar putea să te supere această podea în baie. Un pătrățel mic de altă culoare îți poate provoca o adevărată criză de nervi. Apar câteva întrebări. Mereu a fost așa? De ce s-a întâmplat? Se pare că unica soluție e să utilizezi vopseaua. Ziua recunoștinței e un motiv perfect de a ne aduna cu familia. Dacă te întreb dacă există vreo modalitate de a strica sărbătoarea, iată-o. Persoana care a făcut această poză la sigur nu e printre noi. Mulți consideră că superstarurile sunt persoane fără imperfecțiuni. De multe ori copiii preferă ca ziua lor de naștere să fie dedicată unei celebrități. Acest tort cu fața lui Justin Bieber la sigur nu e pentru copii. Da, el seamănă cu Justin, dar cum va arăta când va fi pus la cuptor? Mai există o metodă de a face un om să se simte incomod în afara tortului de carne. E să-i oferi o astfel de prăjitură cu inscripția: găsește unghia, e doar o glumă, dar noi credem că puțini au gustat-o. În supermarketuri există anumite reguli de comportament și chiar dacă nu toți le respectă, această femeie la sigur a trecut orice limită. Da, această femeie a utilizat pâinea în loc de suport în timp ce alegea marfă de pe rafturi. Oare cineva alege atât de greu pâine? Nu toate strategiile de marketing funcționează conform planului. Nu suntem siguri că cineva va citi corect ce e scris în imagine. Nu, nu ai anevrism. În imagine scrie: do it a different way. Doar că inversat. Ce stupiditate! Uneori altfel nu înseamnă bine.
Dacă nu prea îți place să stai pe dietă, poate e cazul să utilizezi această furculiță. Probabil această operă de artă e o greșeală a creatorului sau o tortură pentru cei mâncăcioși. Ne este frică să ne imaginăm cât de greu să mănânci cu ea. Omul care a creat acest panel, la sigur nu-și dorea ca oamenii să iasă din ascensor. În acest caz, butoanele seamănă mai mult cu loto decât o marcare logică. E atât de neclară încât e mai ușor să mergi pe scări. Nimeni nu dorește să stea în ambuteiaj. Poate că încă ați avut noroc în comparație cu această șosea din China cu 25 de benzi care după se unesc în 4 benzi. Acest blocaj de trafic a fost filmat de o dronă în 2015. Atunci mii de chinezi au rămas blocați în timpul sărbătorilor naționale în drum spre Pekin. În luna august 2010 a avut loc un caz asemănător, blocajul a durat 2 zile, iar unii șoferi mergeau cu 1 km pe oră și au stat 5 zile în ambuteiaj. Totuși, uneori nu-i nimic rău în abateri de la normă, îndeoseb în cazul mâncării. Se întâmplă să găsești o combinație nemaipomenit de delicioasă când gusti ceva nou și neobișnuit. Totuși, cine a făcut acest hot dog oribil va ajunge în iad. Doar gustul de pastă de dinți în combinație cu carne atât de mult înspăimântă. Această poză făcută în Florida cu drona la sigur nu e pentru perfecționiști, de parcă cineva s-a jucat în Sims. Însă am aflat că casele au fost poziționate astfel cu un anumit scop. Cel mai probabil oamenii s-au orientat după lumină, iar celelalte cartiere construite mai târziu au fost poziționate în paralel cu coasta. Căștile cu fir tot mai mult ne irită, luând în considerare câte investiții noi s-au făcut, dar o astfel de soluție provoacă doar disconfort. O simplă încercare de a trage firul prin fiecare inel pur și simplu irită. Acum imaginează-ți că te-ai sculat de la masă, iar firul de la căști e conectat la calculator. Prieteni, vă prezentăm noul nostru canal motivațional, Forța Lime. De acolo veți afla ce trebuie să faci ca să nu mai ai datorii, cum să faci primii 10.000 de euro, cum să nu mai fii dependent de telefon în fiecare zi, sau chiar cum să te bucuri de viață și multe altele. Intră pe linkul din descriere și abonează-te ca să nu ratezi cele mai noi postări ce te vor ajuta să devii mai productiv și mai fericit. Hei prieteni, cam atât pentru astăzi. Ce imagini v-au părut cele mai dezgustătoare? Scrieți-ne în comentarii ca să vedem cel mai popular răspuns. De asemenea, abonați-vă la canalul nostru, apăsați clopoțelul pentru a nu rata noile episoade și stoarceți butonașul de like. Pace tuturor! Vă pupă Lime!